Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Dead by Daylight. Astăzi ne vom juca Dead by Daylight. Știu că am zis că nu mai facem, dar m-am referit mai mult pe live stream, așa că am zis să facem un episod. Și nu înțeleg de ce buzele mele se văd de parcă ar fi date cu ruj, adică poate am răcit, dar nu cred. Da, Dead by Daylight, what the fuck. De ce nu e smooth totul? Ok, deci n-am intrat de săptămâni bune pe jocul ăsta, fraților, mă jur. De săptămâni bune n-am intrat. Nu uitați să dați și voi acel buton de like și share dacă mai vreți episoade cu Dead by Daylight. Wow, e Freddy. Aoleo, repară, Dumnezeu, mătin. Avem o cheie și un offering ca să nu pierdem cheia în caz că murim, pentru că am o presimțire că oricum o să mor. Pentru că n-am mai jucat de foarte, 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 foarte mult timp Dead by Daylight. So, da, am presim că o să mor și nu prea vreau chestia asta, bă, că-i bagă pe toți în transa aia. Bă, partea bună e că vreau să zic că nu-i prinde, dar nu mai contează. A, asta era lângă mine și a plecat în loc să termine generatorul cu mine. Ești deșteaptă, ce pot să spun. Hai că da. Am înțeles. Băi, spre apărarea mea. N-am mai jucat de mult. Ok. E tot ce pot să spun spre apărarea mea. N-am jucat de foarte mult timp. Da, sunt sigur că era o idee bună. Nu cred! Ah, nu sunt obsesia, fuck. Da, vedeți de ce nu mai joc Dead by Daylight? Buguri, mă enervează, plus că majoritatea abonaților mei au venit pe Dead by Daylight și nu prea vă mai uitați la alte jocuri. Eu n-am vrut să-i fac bloc. Yes, yes, yes. Așa, 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 dăm heal, dăm heal, dăm heal. O, da, da, da. Nici nu vine să cred că am jucat cu Feng. Vreau să joc cu Meg, doar că aici aveam cheia. Vreau să-mi iau ceva super neon. Bine, și pe ea puteam să-mi iau tricoul la roșu. Adică nu era imposibil dacă chiar îmi doream chestia asta. Oh my god. Doamne ajută, hai să reparăm și noi un generator. Ăla cred că era ăla, deci foarte bine. Băi, s-ar putea să meargă bine. Nu știu, frate, eram acolo și am apăsat space-ul și paleta nu s-a dat. Și când mă joc killer, mereu se dau paletele la playeri. E ciudat, jocul ăsta e ciudat. Oricum, a apărut noul Dead by Daylight pe care de-abia aștept să pot să-l cumpăr ca să ne jucăm. Pentru că n-am primit cheie pentru el. Am încercat să fac rost, am încercat să cumpăr cheia asta temporală, temporară. Dar chiar nu am găsit-o și îmi pare foarte, foarte rău. Noul Dead by Daylight pare să fie mult mai mișto și caracterele sunt mai fluide și poți să te cațări și e mult mai mișto noul Dead by Daylight, n-am ce spune. Deci chiar n-am ce spune. Arată bine. Plus că practic e același principiu. Am văzut că e un fel de Kerlig.
și trebuie să capturez niște puncte ca să ieși. N-am reparat, capturat, măcar acolo stai locurile și nu mai apeși repair-ul, dacă mă înțelegi. Dar poți să fugi de killer și de cățel prin copaci, mamă. E super, super mișto noul Dead by Daylight. Și știu că a dat alt tab fix când mai avea un milimetru. Eu am apăsat alt tab, pardon, știu că a dat, știu că a explodat, cred că am zis cu totul altceva. Știu că a explodat, eu mai aveam un milimetru și am dat și eu alt tab. Și fix în momentul ăla a venit skill check-ul, am auzit, dar n-aveam ce să mai fac. What? What? Eu sar fereastra, el mă prinde. Decisive, n-am ce să fac cu el, e degeaba. Eu sar fereastra, el mă prinde. Foarte tare, bă, frate. Nu cred. Uite-te și tu cum mă campează. Da. Păi, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de like, de share, de subscribe. Dă să văd dacă pot să dau decisive. M-a campat, mi-a dat target. Am avut bug-uri. Da, gata, alt F4. Bă, fraților, sper că v-a plăcut episodul, eu m-am enervat. Dar asta nu mai joc Dead by Daylight, ok? Pentru că, unul la mână, sunt o grămadă de bug-uri. Doi la mână, nu vă mai uitați când fac altceva și nu mi-mi place chestia asta. Așa că, mai bine pas. Stai, what? Și că... Să nu spui că a pierdut cheia dacă am pus offering-ul ăsta. Uite-te și tu. Am pus offering să nu pierd itemul și addon-ul în caz că mor. Asta e că nu am murit, mi-am dat disconnect. Ok, are complet de multă logică. Eu am fost Sebi, îmi pare rău de episodul ăsta scurt. Poate vi se pare că e urât din partea mea. Doar că am vrut să vă arăt motivul pentru care nu mai joc Dead by Daylight. Am ruginit și eu, ce-i drept, puteam să-i fac un 360. Doar că... Ți se ia când vezi că dai paleta, nu merge, s-ar fereastra, te omoară. Da, nu, pur și simplu nu mai are niciun rost. Plus că nu vă mai uitați decât puțin să mai uită la celelalte jocuri, deci prefer să o las mai mare cu Dead by Daylight. O să mai apară episoade ca lumea de Dead by Daylight, probabil o dată la 2, 3, 4 săptămâni, câte un episod. Și noul Dead by Daylight, abia aștept să-l jucăm, păi o să-l jucăm destul de serios. Și da, cam atât a fost cu acest episod, nu uita de like dacă mai vrei episoade cu jocuri de genul ăsta. Habar n-am. Eu am fost Sebi și ne vedem data viitoare, pa, pa!